Bună dimineața, dragilor! Suntem pe câmp în apropiere de București, că afară e nori și plouă, ne-am mai dus la pădure. Am zis să ne mai ducem azi la pădure, mergem mâine dacă e. Avem aici o sticluță găsită în natură, o sticluță de Alexandrion, de băutură, și vrem să facem o lumânare. Avem niște rață, niște spoară, nu vă gândiți că este coardă sau nu știu ce, e o spoară simplă. Aici puțin ulei, turnăm peste ulei și turnăm ulei în sticluță și facem o lumânare. Dacă nu avem lumină după noi, în caz că, nu știu, ne oprim într-un adăpost, ne facem un adăpost sau e la munte, te oprești într-o peșteră, într-o grotă, ceva, automat că îți trebuie lumină. Nu știu, să citești, să faci și aranjezi un sac, poți mai multe chestii. Punem niște ulei pe spoară, ca să ia foc. Că n-am benzină la mine, nici gaz de ăsta de la alea de Zippo, de astea, nu știu ce. Mai punem niște ulei în sticluța asta. Așa. Se vede că turnăm ulei. Este ulei de floarea soarelui, nu este vorba despre nu știu ce ulei. Acum introducem spoara în sticluță. Cu ajutorul unei brichete, că n-am amânarul la mine, îi dau foc. Vedem dacă ia foc. Da, s-ar putea să ia foc. Pentru că e ulei și arde. Nu văd eu aici, stai înțeleg. Asta stropește mai mult. Da, nu ia foc pentru că e ulei, nu e benzină. Nu e nici ulei de la altul. Dar încercăm, până încercăm, durează. Termin bricheta cu ăsta. Și asta stopește mai mult, văd că are plastic în ea, nu are fire. O să încerc să o scot pe aia de acolo. Să băgăm niște fire din astea, că nu știu ce se topesc astea. Cred că au plastic în ele înăuntru. Nu e spoară de cânepă sau de asta. Trebuia o spoară de cânepă. Nu spoară, asta e spoară cu plastic în ea. E plastifiat. Nu e... se topește la placără, la asta stopește. Nu e bună de ars.